conducerea primăriei a făcut de mersuri urmarea întâlnirilor cu mai mulți oameni de afaceri pentru reînființarea unui punct vamal la Roman ca o necesitate imediată a mediului de afaceri. Discuții privind reînființarea vămii la Roman. Suntem într-un stadiu avansat de discuție și dorim să reînființăm vama la Roman, ținând cont că mai multe societăți lucrează cu exteriorul la Roman decât în Piatra Neamț și plus suntem situați de-a lungul arterei europene E85, ceea ce ar justifica mai mult existența unei punct VAMAL la Roman decât în Piatra. Am discutat și probabil în zona sau chiar la liceu, fostul liceu numărul 1, vom înființa un punct VAMAL, astfel încât întreprinderile din Roman care primesc echipamente de la extern și furnizează produse la extern, și aici sunt foarte multe, știți că sunt societăți austriece, societăți uh, elvețiene, societăți uh, polonezi, uh, francezi, italieni, uh, indieni. Idilul șef susține că demersurile sale sunt absolut legitime și că existența unui punct VAMAL la Roman este absolut necesară, ținând cont de numărul important de firme care realizează export-import în Roman și zonă. Suedeze, uh, toate acestea, dar și românești care duc afară, au nevoie de un punct vamal la Roman și cred că demersul meu va fi unul care se va regăsi practic așa cum am făcut un punct de eliberare pașapoarte la Roman și un punct vamal la Roman în ființarea acestuia. Sperăm ca începând cu anul următor acest lucru să se concretizeze și să putem avea un punct vamal la Roman. Punctul vamal ar urma să fie amenajat la intrarea în Roman pe E85 în clădirea fostului Liceu Industrial numărul 1, în prezent desființat, clădire ce aparține municipalității și în prezent este neutilizată.